România era considerată trădătoare din cauza păcii separate cu Germania, pe care a încheiat-o doar guvernul Marghiloman, dar pe care regele Ferdinand nu a ratificat-o. Brățianu scrie în țară că marile puteri îl primeau cu răceală și enervare. Tratativele diplomatice erau în impas. Din delegația de politicieni a făcut parte și Gheorghe Crișan, ministru al Ardealului. A fost printre puținii politicieni români care vorbea perfect engleza, germana, italiana, maghiara, franceza și latina. Ziariștii, când au descoperit treaba asta, erau buluc pe capul lui. Vai, da, voivod, l-a luat pe Ghiță. Acum, oriunde merge, oriunde trebuie să mergi și tu. Sfătuit de ambasadorul Franței la București, la 5 martie 1919, regele Ferdinand trimite arma secretă la Paris, pe Regina Maria. Steagul României fluturea chiar la intrarea în hotelul Ritz, unde un detașament special al jandarmeriei asigura paza și protecția. Francezii se strângeau cu miile în piață doar pentru a o zări pe cea mai frumoasă regină a Europei. Ne-a povestit unchiul Ghiță, a fost extraordinară intervenția Reginei Maria. Toate țările au o imagine, o emblemă. Eu nu pot lăsa țara pe care o iubesc atât de mult să n-aibă și ea emblema ei. Eu sunt imaginea ei. Întâlnirea cu premierul Georges Clemenceau a fost decisivă. Regina a vorbit despre granițe și cu mult tact politic, când premierul Franței a spus în glumă că vrea parte aleului suveran a României, i-a răspuns că tocmai de aceea a venit la vârful ei tigrul, făcând o aluzie la porecla lui Clemenceau. Brătianu are puterea să recunoască că Regina Maria a făcut în câteva zile ceea ce nu a reușit să facă în luni de zile. Clemenceau din acel moment și președintele Franței, care recunoaște lucrul ăsta, și-a schimbat total atitudinea față de România. Tratatele politice semnate de către Franța au fost în mod cert favorabile României. Pe 12 martie, Regina Maria a părăsit Parisul și a mers la Londra, unde i-a convins pe Winston Churchill și pe vărul ei, regele George, ambii prieteni din copilărie, să susțină cauza României. S-a întors apoi din nou la Paris și l-a întâlnit pe președintele american Woodrow Wilson. L-a convins că doar o Românie mare poate fi un scut în calea bolșevismului. Frontierele extinse ale României au fost recunoscute prin tratatele de la Versailles-Saint-Germain din 1919 și mai apoi tratatul de la Trianon din 1920.